Bună ziua și -aș, începe cu o mică, și aș începe cu o mică istorie scurtă. Acum câțiva ani, domnul ministru, pe vremea aceea era președinte de Consiliu Județean, m-a invitat să fac parte din echipa PNL, din echipa câștigătoare. Am răspuns. Tot printr-o întrebare. De ce? Răspunsul domnului ministru a fost pentru că știu că o să faci treabă la Herman. A fost un moment în care fostul primar, Mihai Dișor, a renunțat să mai candideze după o perioadă lungă în care a, a condus Comuna Herman, și pe această cale pot să-i mulțumesc pentru că două mandate de viceprimar alături de dânsul au fost două mandate în care am acumulat experiența. Da. Domnul ministru mi-a spus, sau domnul președinte de atunci al Consiliului Județean mi-a spus, vreau să vii la PNL, vreau să faci parte din echipa mea pentru că știu că o să faci treaba. Da, acum pot spune atât domnului ministru, atât dumneavoastră, cât și locuitorilor Comunei Herman ce treabă am făcut. A fost un mandat frumos, un mandat în care am asistat la o dezvoltare a Comunei Hărman din toate punctele de vedere. Astăzi suntem undeva la 10-12.000 de locuitori. O dezvoltare care s-a întâmplat accelerat, s-a întâmplat nu de multe ori foarte frumos și vorbesc din punct de vedere al infrastructurii. Da, și sunt lucruri care m-au motivat. Sunt lucruri care sunt reale în localitatea Herman și sunt lucruri pe care primarul cu echipa și îi mulțumesc colegului Sergiu Huțanu pentru că a fost viceprimarul și este viceprimarul Comunei Herman, cu care am făcut echipă. Plus colegii din Consiliul Local, colegii din Primăria Herman și colaboratorii cu care am lucrat în acest mandat inclusiv dumneavoastră, care de multe ori ați fost alături de mine, v-am prezentat proiecte și mi a spus diverse întrebări. Și pe această cale chiar vă mulțumesc și să vă invit în continuare să-mi puneți întrebări, să promovăm dezvoltarea care se întâmplă la Herman și lucrurile frumoase care se întâmplă. Aș vrea să vă prezint câteva din, din proiectele care le-am implementat și vedeți, nu o să spun... Sunt avantajat că sunt primar. Nu o să spun ce voi face. Nu, o vă spui, nu voi spune că voi face. Voi spune ce am făcut și ce fac. Și dați-mi voi să vă prezint câteva din proiectele care le-am implementat și câteva din proiectele care sunt în implementare. Proiecte finanțate din bugetul local al localității Hărman, din surse de finanțare guvernamentale, Consiliul Județean, și proiecte europene. Pentru că, să știți, Hărmanu astăzi beneficiază de proiecte europene și surse de finanțare guvernamentale undeva spre 40 de milioane de euro. Este o sumă importantă și aș vrea ca toți colegii mei primari din județul Brașov, indiferent de ce culoare politică aparțin, să implementeze proiecte la niveluri mari. Pentru că este o șansă de dezvoltare și sunt acolo și știu ce înseamnă să ai un buget de 4 milioane de euro și să ai proiecte de 40 de milioane de euro. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru că am avut și avem proiecte care le derulăm împreună cu Ministerul Dezvoltării, atât cu Consiliul Județean în perioada în care a fost președinte și în perioada care va fi președinte după 10 iunie. Am reușit să îngropăm rețele electrice pe 10 străzi în cartierul domnitorilor, un milion de euro investiție electrică. Se fac recepția acum, în acest moment, în perioada următoare de o săptămână, în perioada de o săptămână, la lucrări de extindere rețea de apă canal, fonduri europene, prin programul operațional de infrastructură mare, 10 km, în valoare de 5 milioane de euro. Construire trotuar în kilometru jumate, 325 milioane de lei buget local. Modernizare, șapte grupuri sanitare, școala gimnazială Hărman, 416 milioane lei buget local. Modernizare și extindere iluminat public, peste 1000 de lămpi au fost schimbate pe lămpi cu LED și s-a extins 10 km de iluminat public, 2,8 milioane de lei din bugetul local. Achiziție de microbuș școlar, 258 milioane de lei. Achiziție Buldo Excavator, 427 milioane de lei, parțial finanțat și prin grupul de acțiune local. Achiziție camionet, 170 de milioane de lei din bugetul local. Modernizare trotuarii gole și acces la proprietăți, strada Tudor Vlambirescu, parțial, 1,5 km, 1,2 milioane de lei din bugetul local. Acestea sunt lucrări care s-au făcut în comuna Hermann. Deci, încă o dată și revin. Nu voi face, nu voi, nu voi. Le-am făcut. Proiecte noi în derulare, cu contracte semnate pe surse de finanțare, mare parte fonduri europene. Modernizare, sediu primărie, contract finanțat prin PNRR, semnat 2,5 milioane de lei. Construire crește, 70 de locuri în Comuna Hărman, valoare aproximativ 4,5 milioane de euro care se va începe și se va derula în perioada următoare. Probabil maxim într-o lună de zile voi avea onoarea să-l invit pe Ministrul Dezvoltării să inaugurăm acest șantier. O lucrare importantă pentru copiii din comuna Herman pentru mămici pentru bunici și pentru noi toți. Dotare cu material didactic mobilier și echipament digital școala gimnazială Herman Achiziție, suntem acum în stada de achiziție, finanțare PNRR, 1,5 milioane de lei. Reabilitare străzi Comuna Hărman, 15 străzi, 10 km lungime, valoarea totală a proiectului este de 21 de milioane de lei, din care acum 3 săptămâni am semnat contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pe Anghel Saligny, în prezența domnului ministru, pentru cei 14 milioane de lei. Suntem în fază de licitație și a semnat contractul de execuție. Achiziție finalizată pe AFIR, 50.000 de euro vom beneficia, diferența până la 120.000 de euro din bugetul local, pentru achiziția unui autogreder pentru Comuna Hermal.